focuri pieptănați. Poate nici n-ați auzit de așa ceva. Vreau să spun ciucuri de covor așezat pe jos și pieptănați. Eu am trăit într-o vreme, într-o casă în care se pieptănau ciucurii, în care în buzunarele de la șorț se adunau pâțele de pe covor sau scamele de pe covor. Și era o casă, cum se spunea, mâncai macul de pe jos. Deci era o casă curată, frumoasă, plină de lumină, în care aproape că ți era greu să trăiești. Adică era o casă în care ar trebui să îți aduci aminte că, de fapt, casa este pentru tine să trăiești. Și este pentru tine, nu tu ești pentru casă, adică ești un fel de mobilier necesar al casei. Ciucurii pieptănați erau, de fapt, ceea ce numim noi un simptom, o formă de comunicare. Bineînțeles că era o comunicare despre statutul casei, era o comunicare despre regulile casei, era o comunicare despre ce însemna să controlezi ceva ce poate fi controlat, mai ales că erau foarte multe realități haotice și incontrolabile. Dar cu ciucurii te descurci mai ușor și mai bine. De dantele scrobite ați auzit sau ați văzut vreodată? Sau poate că nici nu mai știți ce e aia scrobeală. Apretatul, călcatul cămășilor apretate, călcatul dantelelor apretate, așezarea lor pe mobile lustruite, era un criteriu de cum se ține o casă. Și dacă era casa bunicii, care mai avea și nepoții în grijă, și erai medic pediatru și făceau vizite la domiciliu, și vedeai copiii și dantelele scrobite, inevitabil îți puneai întrebări, dar cum se joacă copiii în casa bunicii? Sau oare ce viață au copiii în casa bunicii? Categoric era acolo iubire și era grijă, dar erau și dantelele scrobite. După cum îți creștea mirarea și îți creștea îngrijorarea dacă mai vedeai și jucăriile aliniate foarte frumos, tot pe mobilă, și te gândeai sau te puteai întreba, oare când se joacă cu păpușile astea sau cu mașinuțele astea? Întrebam și dacă vedeam că de fapt mașinuțele erau aliniate de copil într-un anume fel. Pentru mine, ca medic pediatru și psihoterapeut, asta însemna cu totul altceva, însemna stereotipia din autism, însemna nevoia până la urma urmei de ordine, de rigoare, de control pe care ți-o manifesti prin aliniere. Fără să fim cinici sau profesioniști în ghilimele, când vedem aceste realități, tragem concluzii legat de ceea ce numim cu realism și fără cinism, că este, prescurtăm și spunem, este un TOC, adică este o tulburare obsesiv-compulsivă, adică nevoia de control, care la bază are anxietatea, are la bază de liniștea, care poate fi existențială, ce se întâmplă cu noi pe lumea asta, ce se întâmplă cu noi dacă cumva mai există ceva dincolo de lumea asta, ce se întâmplă cu slujba mea,
ce se întâmplă cu educația mea în acest peisaj al mobilității profesionale. Pentru că pentru una m-am educat și alta fac. Și ar fi bine să am această capacitate și această flexibilitate de a mă muta dintr-o meserie în alta, de a face lucrurile cu ecuațiile variabilelor, pentru că altfel pur și simplu nu supraviețuiesc. Dar dacă anxietatea este o realitate care aduce un anume tablou, că nu pot să adorm, o băbuță foarte scumpă îmi spunea: Doamnă, eu știi cum adorm și foarte bine, când deja știu tot ce fac mâine și mi-organizez ziua de mâine așa de bine încât pot să pun capul pe pernă și adorm. Este și ăsta un leac. Prefigurarea și previzibilitatea organizată, care în esență este tot o modalitate de control. După cum pe unii ajută să citească și să creadă ce spune psalmul, care spune: eu mă culc și adorm în pace, că numai Tu, Doamne, îmi dai liniște în locuința mea. Poate fi de ajutor, de mare ajutor, dar existențial și de fond rămâne că anxietatea e construită din cărămizile îngrijorărilor. Și ne îngrijorăm de ce? De ce mâncăm? De ce ne îmbrăcăm sau cu ce ne îmbrăcăm? Și scrie Scriptura că viața e mai mult decât hrana și trupul e mai mult decât îmbrăcămintea. Și cu puțin umor spune Evanghelistul că n-ai decât dacă vrei să adaugi un cot la lungimea vieții tale sau dacă nu ți ajunge necazul zilei de azi și faci suprapuneri și cu necazul zilei de mâine și de poi mâine. Scriptura are și umor, dar are invitații foarte realiste, spunând că de fapt împărăția lui Dumnezeu este realitate ultimă și este mai mult decât mâncare și băutură. Și dacă asta cauți, toate celelalte ți se dau pe deasupra, auzi acolo. Ți se adaugă pe deasupra. Și uneori, cu smerenie, recunosc că nici n-am căutat și am un surplus, am un pe deasupra. Și când îl văd că e pe deasupra, atunci încerc să văd oare e împărăția acolo? Oare merită să cauți împărăția? Oare merită să scrobești dantelele și să pieptini ciucurii și să culegi scamele? Sau să ții minte că de fapt casa e pentru tine, nu tu pentru casă.